Erdoğan a fost reales președinte al Turciei pentru următorii 5 ani cu puțin peste 52% din voturi. După anunțarea rezultatelor, liderii din întreaga lume au transmis mesaje de susținere și felicitare pentru victorie. În ciuda acestui fapt, contracandidatul său a catalogat alegerile ca fiind cele mai nedrepte din ultimii ani. Erdoğan nu a fost afectat de vorbe și a sărbătorit victoria alături de zecile de mii de susținători adunați la Ankara. Fumigene și drapelele Turciei, susținătorii lui Erdoğan, au sărbătorit cu multă bucurie victoria președintelui reales. Erdoğan și-a început discursul de la balconul Palatului Prezidențial din Ankara. Aziz milletim, ecranları başında bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Erdoğan și susținătorii săi au început să sărbătorească victoria imediat după anunțarea primelor rezultate. El a ținut un discurs în fața susținătorilor săi din Istanbul de pe un autocar și a ironizat pe seama contracandidatului său. Bay, 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 Kemal'e hesabını soracak. La final, președintele Erdoğan a început să cânte cu mulțimea. Dimineață însă, după ce și-a exercitat votul, liderul de la Ankara a fost filmat împărțind bani mulțimii adunate în fața unei secții de votare. Baba! Baba! Dacă tabăra lui Erdoğan a triumfat, cea a adversarului său a trăit o mare dezamăgire. Kemal Kılıçdaroğlu a calificat aceste alegeri drept cele mai nedrepte din ultimii ani din Turcia. En adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir siyasi partiye seferber edildi. Bir adamın ayakları altına serildi. Supărați de rezultatele alegerilor, oamenii dintr-o provincie din estul țării au protestat. Poliția a intervenit însă și i-a dispersat pe manifestanți cu un tun de apă. Potrivit Reuters, după victoria lui Erdoğan la alegeri, principala preocupare pentru Ankara este cea economică, mai ales că imediat după anunțul primelor rezultate ale scrutinului de duminică, lira turcească s-a prăbușit aproape de un nivel minim istoric. Astăzi dimineață, un dolar american putea fi cumpărat cu 20,03 lire turcești. Potrivit analiștilor, realegerea lui Erdoğan nu inspiră încredere investitorilor străini din cauza politicilor economice controversate, care mențin dobânzele la un nivel scăzut, iar asta duce la creșterea inflației. Experții susțin că în ritmul ăsta moneda turcească ar putea atinge un curs de 26 de lire pentru un dolar mult mai rapid decât se estima anterior, iar spre sfârșitul anului ar putea scădea chiar și la 28. Döviz aldı başını gitti, altın gene öylesine. Yani ekonomi çok kötü. Tabii tuzu kuruların şeyi de yok, bir sorunu yok. Fakat asgari ücretli ve emekliler için hayat çok zor olacağını düşünüyorum. Președintele reales al Turciei a primit felicitări nu doar din partea poporului turc, dar și de la mai mulți lideri de stat din întreaga lume. Mesajele au venit din Statele Unite, Ucraina, Franța, Rusia, Germania și Arabia Saudită.